Seria lansărilor de carte din municipiul Câmpina continuă în acest weekend la Casa de Cultură Geo Bogza din localitate cu opera scriitorului ploieștean Ion Oghinciuc. Încă o lansare foarte interesantă, sâmbătă 6 iulie la orele 11, cu lansarea unui volum de mare succes, Viața ca o anecdotă, care de fapt este al doilea volum din jurnalul Anapoda, scris de Ion Oghinciuc, un scriitor care s-a îndrăgostit de Câmpina și vine aici cu drag să-și lanseze cărțile. Prima carte a fost lansată tot aici acum un an. Și anul acesta, acum o să lanseze și cel de-al doilea volum. Evenimentul se va bucura și de prezența a doi critici literari, Cristian Crăciun și Teodor Marinescu, și va fi moderat de scriitorul Florin Dochia. Această lansare va avea loc în sala Constantin Radu a Casei Municipale de Cultură și vor fi invitați toate personalitățile culturale ale Câmpinii, inclusiv Comisia de Cultură a Consiliului Local, care ne-a ajutat în felurite probleme, în felurite lansări și în alte evenimente culturale. Persoanele care vor să participe la această lansare de carte sunt binevenite la eveniment. Încă o dată vreau să anunț pe toți câmpirenii că sâmbătă, 6 iulie, la orele 11, se va lansa un nou volum de succes, Viața ca o anecdotă, a scriitorului Ion Oghinciuc. Îi așteptăm cu drag, pentru că va fi un eveniment foarte, foarte interesant.